Cei șase polițiști angajați în cadrul inspectoratului de poliție județean Gorj, care au bătut și torturat un bărbat, au fost trimiși în judecată. Oamenii legii sunt acuzați de tentativă de omor și tortură de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Gorj. Victima lor a ajuns în stare gravă la spital și a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Victima polițiștilor a fost un șofer din Novaci care nu a oprit la semnalul lor și a acroșat cu mașina un om al legii. Ulterior, bărbatul a fost prins și bătut atât în duba mascaților cât și în sediul poliției Novaci. În urma violenței inexplicabile, el a ajuns la spital în stare gravă, medicii reușind să-l salveze. De asemenea, polițiștii sunt acuzați că l-au torturat pe șofer pentru a afla locul în care a ascuns autoturismul cu care l-a acroșat pe colegul lor. Imediat după incident, patru mascați au ajuns în arestul IPJ Gorj, iar doi polițiști au fost puși sub control judiciar. Acuzațiile pentru care polițiștii au fost trimiși în judecată sunt extrem de grave, dar nu fără precedent în Gorj. Alți doi polițiști gorjeni au fost condamnați în trecut la închisoare cu executare pentru fapte la fel de grave.